Bine v-am regăsit, dragii mei, la tarotul zilnic. Haideți să facem mentalarea pentru mâine, 6 noiembrie, să vedem ce vă așteaptă ca și evenimente importante. Bun, vom face 3 etalări ca de obicei, va trebui să vă alegeți un număr de la 1 la 3, o carte mai exact, și să nu uitați că acest video este valabil și pentru domni și pentru doamne. Haideți să vedem! Ce vă așteaptă pe cei care vă uitați mâine, 6 noiembrie 2023, evenimente importante. Haideți să vedem. Varianta numărul 1, varianta cu numărul 2 și varianta cu numărul 3. Și haideți să trecem la cei care ați ales prima variantă. Se pare că pentru cei de la prima variantă, mâine veți primi niște cereri de prietenie, aud. Cineva vrea prietenia voastră, cineva se poartă foarte drăguț cu voi și cred că poate să fie o zodie de apă sau pur și simplu o persoană foarte drăguță. Văd gesturi frumoase mâine, câțiva dintre voi veți primi anumite cadouri sau ca să spunem așa, un cadou anume de la o persoană care este foarte drag de tine și vrea să facă un gest frumos față de tine. Este în același timp o celebrare în legătură cu o dreptate care ți se face ție pe partea de ceva ce ai fost nedreptățit sau nedreptățită. Și anume o situație în care la mijloc au existat niște minciuni și cineva te-a judecat greșit. Ies niște lucruri la suprafață și cineva aici recunoaște că tu ești o persoană cinstită și sinceră și că n-ai avut nimic de a face cu, probabil a fost o ceartă sau o chestiune care te-a pus pe tine într-o poziție de o persoană care ar fi fost vinovată în situația asta sau care ar fi mințit, să spunem așa, poate ai căzut undeva la mijloc. Ideea este că mâine se confirmă că tu n-ai avut nimic de a face cu asta și cineva își cere și scuze de la tine din câte văd. Cineva vrea să-și ceară scuze de la tine și simte că are o datorie față de tine, și anume, în primul rând, morală, și o datorie deci aici văd că sunt 3 persoane, în primul rând. Este o chestiune în care au fost implicate mai mult decât 3 persoane. Iar cineva te-a judecat greșit după vorbele cuiva, ceea ce tu n-ai spus și n-ai făcut. Aici este o dreptate care se face pentru tine în legătură cu acest aspect. Persoana care a mințit despre tine este aceeași persoană care se va duce și va spune despre tine că de fapt și de drept nu ai avut nicio implicare sau că nu ai spus acele vorbe sau că nu ești vinovat sau vinovată cu nimic. Și face persoana care a auzit aceste lucruri despre tine să vină să-și ceară scuze de la tine că te-a judecat greșit. Bun. Cineva duce o povară foarte mare aici pentru că va trebui să spună adevărul sau a fost o greutate, pentru că un bărbat a făcut treaba asta, a fost o greutate în a spune acest adevăr, ori adevărul ăsta cade cuiva foarte greu. Pentru că este un adevăr care doare, ok? Poți să fii tu persoana care ai fost mințită despre cineva anume și poate ți-ai făcut o părere greșită despre o prietenă, un prieten, cineva din familie sau o persoană datorită unei persoane care te-a mințit. Iar persoana care te-a mințit sau care a mințit despre tine, ea cum rezonează și în ce poziție ești tu, dacă tu ești persoana care primește această confesiune și acest adevăr, îți cade greu. Și persoanei care trebuie să facă confesiunea este foarte greu să spună acest adevăr pentru că e ceva dureros. Ok? Cineva îți spune niște lucruri ca un fel de demascare. Ok? Dar dacă tu ești persoana despre care s-a mințit, i-a fost foarte greu să facă acest lucru, dar cineva este împins de divinitate să facă lucrul ăsta. Pentru că aici cineva recunoaște, este ca și cum cineva spune în trecut am făcut asta și asta și asta și asta. De fapt, cineva aici a adus foarte mult conflict, cineva cu probleme financiare, cineva cu traume ale trecutului. În trecut a adus foarte mult conflict între tine și o persoană anume. Ok? Tu cred că te-ai reținut să vorbești sau să spui ceva. Ori a existat o nedreptate
Ceva nu s-a spus aici, ceva nu s-a zis. Cineva a așteptat ca aici să se facă dreptate, în a se spune, ca să spunem așa, persoana care îți făcea rău sau persoana care a mințit despre tine, să spună cele de-a treia persoană, ok, iau unde ești tu, în ce poziție, am mințit și adevărul de fapt nu este ăsta, ok? Adevărul este cu totul altul și asta este adevărata mea față. Cineva va spune, era să zic, în următoare 72 de ore, mâine, asta este adevărata mea față. În niciun caz nu sunt persoanele astea de vină sau nu ești tu de vină, va recunoaște persoana asta. Poate că cineva te-a făcut să ceri cu familia, dacă tu ești în poziția în care ai ascultat o persoană, ori dacă tu ești din familie sau din exterior, cineva a influențat familia ta într-un mod greșit, referitor la niște spuse de ale tale care n-au fost de fapt spuse în felul acela sau n-au fost vorbele alea spuse, ok? Asta de stăpi și 10 de bute. Da, cineva a știut că dacă spune adevărul, nu va mai fi vrut, vrută și va fi respins, respinsă. Și a trebuit foarte mult curaj să... Asta este justiția ta. Asta este dreptatea care ți se face ție. Ok? Este dreptatea ta care ai urmărit ca lucrurile să se manifeste în mod cinstit pentru că cineva te-a acuzat tot timpul. Ori, dacă tu ești persoana care a fost mințită și te întrosese împotriva cuiva, este justiția acelei persoane ca tu să afli adevărul că de fapt nu era o persoană falsă față de tine, nu-ți vroia rău, aștepta să-i se facă, este o femeie justiție vis-a-vis de minciunile care ajungeau la urechile tale. Ok? Da, aici este o situație destul de clară. Mai vreau energie pentru mâine, 6 noiembrie 2020. 23. Evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 1. Da? Cuiva nu i-a mai mers cu minciuna aici. Cineva a fost forțată să spună adevărul. În altă ordine de idei, dacă... Uite, aici este dreptatea ta, în primul rând. Este vorba despre o dreptate și vorba despre divinitate. Divinitatea a intervenit aici. Este ca și cum cineva face o ultimă confesiune și pleacă. Cineva recunoaște că dacă spune adevărul ăsta, cale de întoarcere nu mai este. Cineva știe că dacă face această alegere, să facă această confesiune, cale de întoarcere nu mai există. În altă ordine de idei, dacă ești femeie și ai fost trădată, mințită și așa mai departe și cineva te-a întors împotriva familiei tale sau persoana asta a făcut ravagi în viața ta, să spunem așa, asta este justiția și mai aud ca și mesaj pentru tine maturizarea ta din punct de vedere spiritual și maturizarea ta la propriu într-o situație în care tu ai crezut, ca să spunem așa, niște vorbe care erau false cu 7 de săbici, cavalerul de pentacule, poate din partea cuiva din Taur, Fecioară, Capricorn sau cineva mai tânăr decât tine, mai văd gemeni, mai văd balanță, iar Taur, unei persoane care te-a dus cu zăhărelul, să spunem așa, asta e dreptatea ta, împărtea sau cu justiția? Da, echilibru, uite-te, ăsta este un... În altă ordine de idei, cineva aici se și îndreaptă echilibrul și regele de cupe. Da, da, cineva știe că are niște apucături greșite aici. Cineva știe că este o situație complicată. Un bărbat aici are foarte multe vicii, obsesii, codependențe, poate este vorba despre o viață de noapte mai ciudată, apucături ciudate, dependențe sexuale și așa mai departe. Cineva trăiește viața la extrem aici și recunoaște că are niște probleme destul de mari și având în vedere că mi-apare echilibrul lângă persoana asta și am diavolul și asul de bâte, cred că persoana asta a încercat să se schimbe și cred că își dorește să se schimbe, numai că a fost în
în imposibilitatea de a o face, pentru că cineva s-a reîntors după ce și-a găsit echilibrul ăsta lângă tine, întotdeauna s-a reîntors cu o viteză foarte mare, un pas greșit și a și recăzut în vechile obiceiuri. Ok? Poate că persoana asta s-a comportat lângă tine și s-a abținut într-un fel anume, dar cineva are o problemă de rezolvat aici. 10 de puteni? Da. Nu cred că mai repeți acest ciclu cu această persoană. Cred că am spus cineva odată ce spune adevărul aici, lucrurile nu mai pot continua. E dureros, dar în același timp eu văd că pui punct. Adevărul scos la lumină în legătură cu aceste trădări care ți le-a făcut o persoană dragă ție, aduce cu sine finalul final. Și văd că asta ți aduce și eliberare foarte mare și în același timp spui eu nu mai repet acest eveniment din viața mea, această relație, această colaborare, afacere, prietenie și așa mai departe. Pentru că deja este și un sfârșit de o karmă pentru tine și un ciclu karmic, să spunem așa, dar este o lecție. Pentru foarte mulți dintre voi aud o lecție care ți s-a repetat din trecutul, a mai fost una, dar întotdeauna îmi spun, lecțiile când vin karmice și nu sunt învățate la timpul potrivit, există probabilitatea și nu doar probabilitatea, cu siguranță, întotdeauna ultima lecție este cea mai dură. Cea mai dură, pentru că atunci când nu înveți o lecție, că este vorba de o relație sau orice altceva legat de schimbarea ta, îți poate veni una și mai rea, una și mai rea, până o înveți. Ultima e cea mai urâtă, pentru că dacă ți-a dat una sau două lecții ușoare și nu, sau poate dure și alea în felul lor, dar mai ușoare, din care tu nu ai învățat și ai repetat același eveniment cu persoane diferite, dar acceptând același comportament sau acceptând aceleași evenimente, aia se numește lecție neînvățată. Și atunci ți se dă una foarte dură de final care să te pună, ca să spunem așa, în situația în care să te privești și să spui da, eu trebuie să fac o schimbare. Ok? A investit sentimente în situația asta și văd că te doare, dar te vei vindeca. Ok? Te doare acest lucru, te doare adevărul, într-adevăr, dar asta este situația, trebuie să reușești să mergi mai departe pentru că lucrurile aici sunt terminate și pentru că lecția, din câte văd, sper să fie învățată la tine. Bun, haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 2. Mâine, 6 noiembrie 2023, evenimente importante pentru cei de la varianta numărul 2. Aici văd o energie formidabilă de iubire de sine, de te simți bine în pielea ta, ieși, te distrezi, socializezi, ți ocupa fericirii în mână și a victoriei, pentru că aici este ceva ce îți doreai de foarte mult timp și anume dragostea pe care o primești și atenția de la persoanele din jurul tău este din ce în ce mai multă. Dacă până acum te-ai simțit invizibilă, aud ca și mesaj de acum încolo ești cât mai remarcată de toată lumea din jurul tău, pentru că la tine a fost o perioadă, să-i spunem așa, karmică, dar în același timp o perioadă de niște task-uri pe care ai avut să ne împlinești în drumul vieții tale, și anume dragostea pe care ai împărtășit-o celorlalți sau gesturile de afecțiune, de dărnicie și de ce ai făcut tu, care aveau, ca să spunem așa, aveai să fii răsplătită, dar simțeai că evenimentele astea nu se mai termină. Acum a început răsplata pentru tine și văd că este și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere amoros, și cum te simți tu cu tine. Și ceva aici este o pace interioară. Ești apreciată pentru maturitatea de care dai dovadă, puritatea sufletească și dreptatea, pentru că ești o persoană dreaptă care niciodată nu minte. Cineva spune, ești o persoană foarte respectabilă și eu spun întotdeauna, atunci când cineva minte,
dacă nu-ți spune în față, da, ai avut dreptate, că am mințit, asta nu înseamnă că te-ai înșelat și că persoana aia n-a mințit. Asta înseamnă doar că te-a manipulat, dar tu ai avut dreptate în tot acest timp. Și atunci, despre asta este vorba la tine, tu ai rămas aceeași persoană dreaptă, pură și curată, care și-a menținut sinceritatea și sufletul bun, căreia îi se aduce dreptate și multă lume vine către tine și spune mare dreptate ai avut. Ești o persoană foarte matură, indiferent de vârstă, ești un suflet bătrân și foarte înțeleptă. Pentru că dai iubire și celor care sunt căzuți, ca să spunem așa, într-o energie foarte negativă și ți-au făcut rău, ca să spunem așa, prin iubirea, credința și dorința ta sufletească, chakra inimii la tine este ceva foarte puternic, tu ai dat iluminare și celor care erau într-o situație în care au dorit să-ți facă rău. Și asta este de apreciat, în primul rând de divinitate. Pentru că divinitatea este cu totul alături de tine și îți arată că faptul că nu ți-ai pierdut sufletul și dragostea pe drum și ai rămas aceeași persoană, ceea ce mai rar întâlnim în ziua de astăzi, dar eu spun că întotdeauna schimbarea este posibilă pentru toată lumea, chiar și pentru cei care nu au cine se ruga, ok? Tu te rogi pentru că, practic, să te rogi pentru o persoană care nu conștientizează ceea ce face, ajută persoana aia să-ți aducă ție dreptate și mai ales divinitatea să spună că ai avut dragostea și răbdarea necesară ca să poți să te rogi și să fii bună chiar și cu cei care pe muche de cuțit, ok, ți-ar fi făcut rău în secunda aia. Bun, vreau să văd ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 2, mâine 6 noiembrie 2026. 2026, nu pot să cred că am spus asta. Mi-a mai spus cineva în comentarii, la mulți ani 2024. Încă nu. 2023. De ce am spus 2026? Se întâmplă ceva special pentru tine în anul ăla? Vii cumva din anul ăla? Iată un nou început. Și ce ți-am spus? Aici ai foarte multă dragoste care vine către tine și dragostea, faptul că ești o persoană, uite. Ai învins fricile, temerile și ai spart toate barierele prin care ai dovedit, ok, că ești o persoană plină de iubire și că, iar am de două regina de cupe, că ții de iubirea de sine și că pur și simplu ai lăsat în spate 5 de monede, turnul. Un conflict foarte mare din care ai reușit cu justiție că ai avut dreptate. Cineva îți va da foarte multă dreptate. Și aici ai terminat anumite capitole karmice din viața ta, care au fost poate 7 la număr. 7 este și un număr karmic, poate te-ai născut cu numărul 7, ești la 7-a viață. Ai terminat aceste 7 evenimente din viața ta și ai reușit în sfârșit să te bucuri de un nou început. Pe toate planurile, financiar, mâine primești și niște sume de bani, încheie niște tranzacții. Chiar dacă este duminică, ori faci planuri pentru luni, dar sunt niște rezervări, sunt niște contracte, sunt niște programări. Ai și un nou început în dragoste. Ai și un nou început în dragoste aici. Ia să vedem, că văd un rege de cupe. Cu cine ai un nou început în dragoste aici? În primul rând, nu te interesează triunghiurile amoroase, să le repeți, chiar dacă vine cineva către tine.
cu energia asta. Cine e cu 9 de cupe invers? Am un 9 de cupe invers aici. Este și un rege de monede, taur, fecioară, capricorn. Cine este acest rege de monede? Cum e că te cunoști cu persoana asta? Ai un nou început în dragoste foarte frumos. Dar te vor două persoane. Un nou început în dragoste foarte frumos. Indiferent cum ar fi, tu te simți foarte bine cu tine și ești foarte fericită. Dar ai două persoane. Cine e regele ăsta de monede? Nu ți-a oferit mare lucru bărbatul ăsta. A fost o chestiune intimă între voi, dar nu ți-a oferit mare lucru. Tu cum te simți bine cu tine și nu te grăbești nicăieri? Regele de cupe? Este altcineva. Regele de monede? De ce vine? Vece cu regele de săbii și diavolul. Are o dorință de a-ți spune că te recunoaște acum și te respectă pentru... în primul rând, cred că ești o femeie foarte influentă și ai chestia asta de a-ți impune respect. Fața ta impune respect, chipul tău, fizionomia ta, poziția ta socială, ok? Și mai mult decât atât, ești o prezență care lasă o amprentă, să spunem așa, în viețile fiecăruia. Și bărbatul ăsta vine să spună că îi place de tine, că și-a dat seama acum că te place foarte mult, că ar vrea să te cunoască cu adevărat. Nu știu cât de mult ai tu timp, că văd că ești preocupată cu cineva nou aici. Văd că ești, primești atenție din toate direcțiile. E un taur care vine și te ești preocupată cu un rege de cupe. Vreau să știu... O secundă să luăm aceste cărți. Cine o să ai un nou început în dragoste? Mâine, 6 noiembrie, să nu mai zic 2026. Uite, tot taur mi-apare, dar în același timp, deci cu cine cu hierofantul? Tot pajul de pentacle. Cred că renunți la o zodie de apă. De ce luna și 5 de monede? Cred că nu împărtășești sentimentele pentru o nouă persoană sau cineva care își dorește foarte mult să fie cu tine. Cred că nu împărtășești pentru persoana asta nimica. Da. Și cu cine o să ai, dacă nu vrei persoana asta? Un rege de bâte, care poate fi taur sau poate avea foc și pământ. Cine e regele ăsta de bâte? Este cineva care își dorește să fie împreună cu tine. Cred că pentru foarte multe dintre voi este pe soarta ta bărbatul ăsta. Posibil să-l cunoști deja, dar nu ai materializat o relație cu el. Ori să fie altcineva și nu persoana la care te aștepți tu. Pentru că tu aici încerci ceva cu o persoană nouă și din câte văd nu prea te impresionează, în sensul că nu există reciprocitate din partea ta ca femeie. Văd că nu vine acel ceva dinspre tine și nu te poți forța sau preface. Bun. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 3. O secundă. Bun, haideți să vedem și pentru cei de la varianta numărul 3. Pentru cei de la varianta numărul 3, aici sunt niște discuții foarte frumoase, dar în același timp și lămuritoare. Cred că vorbești din suflet cuiva și în același timp sfătuiești o persoană, ori tu dacă ești și vrei să primești un sfat de la cineva. Pentru câțiva dintre voi poate fi o sesiune de consiliere psihologică, ori că o faci profesional sau cu o persoană care te ascultă, este o discuție împărtășind din viața ta sau cu intențiile tale curate,
Îmi tinzi o mână de ajutor unei persoane care este la moment de la o răscruce de drumuri, și anume este ca și cum îl bate vântul, poate fi un bărbat. Nu știe ce decizie să ia sau nu știe ce să facă cu viața lui și are nevoie de un sfat, o discuție cu tine. Văd că ajuți pe cineva foarte mult aici, discutând doar cu persoana asta, dar cu niște intenții sincere și curate. Cineva te vede aici un exemplu foarte pozitiv în tot ceea ce ai spus și s-a adeverit. Și atunci persoana asta are nevoie să-l îndrumi, să o îndrumi, să porți o discuție, să-i dai un sfat, ok? Vreau pentru cei de la varianta numărul 3, energia pentru mâine, ce vă așteaptă mâine, 6 octombrie. Na. Deci clar, în seara asta s-a întâmplat ceva, la varianta numărul 2 am spus o s-a întâmplat ceva cu 6 octombrie la tine, la varianta numărul 2 am spus 2026. Și la 3 noiembrie 2023. Ce vă așteaptă pe cei de la varianta numărul 3? Mâine 6 noiembrie. Tot aș vrea să zic octombrie. S-a întâmplat ceva pe 6 octombrie la tine. Cu siguranță. Poate câțiva dintre voi chiar sunteți născuți pe 6 octombrie și a fost ziua voastră de naștere. Da. Uite, s-ar putea chiar cineva din familia ta să aibă nevoie de un sfat din partea ta. Oricineva care este foarte greu pentru că este într-o situație de o problemă financiară și mai mult decât atât este o persoană, e cu două tăișuri aici, pentru că este o persoană, este cuiva aici, este frică de el, de acțiunile lui, e un bărbat, văd. Cuiva e frică de acțiunile lui și spune, am nevoie de un ajutor, am nevoie de un sfat, am nevoie cum să gestionez această situație și să ies din ea. Am nevoie de iubire, am nevoie de înțelegere, iar tu poți să oferi lucrul ăsta. Persoana asta simte că ești singura persoană care ar putea să-l înțeleagă. Poate fi și femeie, neobor bărbat, care ar putea să-l înțeleagă cu adevărat și să-l sfătuie. Nu neapărat să fie o relație de dragoste. Un prieten, cineva din familie, simte că ești singura persoană care ar putea să-l înțeleagă. Sau tu, dacă ești bărbatul care te uiți, simți că o persoană anume este singura persoană care este capabilă să te înțeleagă și să te sfătuiască în mod corect și cu intenții pure și curate. Și că persoana asta ți-ar putea fi ajutor ca tu să ieși din teama asta că ai niște dependențe, codependențe, vicii și probabil frici, anxietăți, ori o minte întunecată, ți-e frică de tine dacă ești bărbat. Ori dacă ești femeie, bărbatul ăsta este frică de acțiunile lui. Îi e frică că nu se poate controla în ceva și are nevoie de sfaturile tale. Poate cineva nu poate să renunțe la vicii aici și spune, ajută-mă că nu am alt ajutor în afară de tine. Ok? Cineva te vede că ești o persoană foarte pozitivă și mai mult decât atât, care aduce lumină în situații întunecate. Cineva spune, vreau să-mi vindec mintea, de la mintea mea este o problemă. Cineva are probleme pe partea aia, ok? Da, cineva acționează la furie, are niște reacții foarte furioase și explodează, producând niște evenimente tulburătoare în jur. Iar persoana asta spune, am nevoie de ajutorul tău. Cred că nu vreau să mai, cineva spune aici, nu vreau să mai fac evenimentele astea. Nu mai vreau să mă mint pe mine, nu mai vreau să mint pe cei din jur, nu mai vreau să fiu o persoană bună. Dar am nevoie de un sfat, am nevoie de o îndrumare, am nevoie de. Ori tu ți-am spus, ești bărbat și faci asta către o persoană și ai nevoie de sfatul acestei persoane și de îndrumare. Posibil aici cineva să aibă nevoie de un tratament pentru a trece de o depresie sau de o codependență, dependență de anumite vicii. Și ca să poți să treci de lucrul ăsta, probabil că discuți cu cineva specializat sau un tratament anume să te ajute să treci peste o perioadă de sevraj sau pentru că este o problemă pe partea neurologică sau sufletească,
emoțională, ai nevoie de un tratament și îl accept. Cineva e posibil să spună aici, da, accept că sunt o persoană pierdută, accept că am nevoie de un ajutor chiar medical, accept că sunt o persoană încăpățânată și că nu mi-am recunoscut problemele, accept că am nevoie de o mână de ajutor, accept. Chiar cineva aici poate să spună, accept să merg la dezintoxicare, accept să fac lucrurile astea, ok? Aici este o reușită, o reușită. Da, o reușită în faptul că se face o judecată, se aduce dreptate, mai exact spus. Aud farmecele cuiva din geme în balanță, vărsător s-au terminat, sau manipularea cuiva din geme în balanță, vărsător s-au terminat. Pentru alții dintre voi descoperiți că devatura și situația dintre tine și o persoană dragă sau despre cine vorbesc aici s-a manifestat în felul acesta, pentru că a treia energie îți făcea niște lucruri necurate care era împotriva relației tale, și anume un bărbat din geme în balanță, vărsător, care iese la suprafață și aici tu realizezi că se face dreptate divină prin faptul că cineva îți recunoaște și spune chiar nu, chiar, cineva spune aici chiar nu mă simt eu, nu știu ce se întâmplă cu mine, de ce deviez, de ce este comportamentul ăsta, mi-e frică de mine, mi-e frică de faptele mele. Oricineva a fost într-un lucru întunecate și spune acum mi-e frică de ce am făcut, mi-e frică că toate astea s-au răsturnat în capul meu, vreau să merg pe calea de lumină, dar am nevoie de cineva la care să mă spovedesc, căreia să-i spun să mă ajute. Cineva aici a adus o vreme bună, o viață destul de întunecată. Aud un moment crucial, o decizie importantă. Ia să vedem. Mai vreau energie pentru mâine, pentru cei de la varianta numărul 3. Asta cu pe 6 de bute. Purți o discuție importantă cu cineva aici. Mai este un bărbat. Nu știu dacă te mai întorci la bărbatul ăsta, deși are nevoie de ajutorul tău. Cred că tu te întorci pentru că nu mai vrei dramă, suferință și cred că nici nu mai suferi după persoana asta. Ai vrea să ajuți persoana asta și cred că o să ajuți persoana asta strict prietenește, dar cred că dacă ți este fost soț sau relație, îi spui te ajut cu tot dragul, dar eu merg mai departe. Pentru că aici este totuși un nou început, parcă divinitatea când ești cea mai supărată mâine. Pentru alte dintre voi aud luni, îți apare cineva care este o persoană care îți va schimba viața total. Aud, trebuia să treci prin această etapă ca să cunoști bărbatul care ți este menit sau femeia care ți este menită. Aici este vorba despre intuiția ta care îți spune că va fi bine, aud. Va fi bine, să nu te îndoiești. Indiferent pe ce ai trecut și asta, dacă este o persoană care are nevoie de ajutorul tău, cred că spui da, ajut prietenește, dar mai mult decât atât, nu. Bun, asta am avut și pentru cei de la varianta numărul 3. Acesta a fost video din această seară. Vă pup și ne vedem mâine.